Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru săptămâna 13-19 septembrie 2021. Etalare pentru zodia săgetător, ascendent lună în zodia săgetător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia principală, energia săptămânii, vine cu cinciul de băte, care aduce agitație un pic în viața sentimentală. Posibil să aveți de-a face și cu un semn de foc, berbecleu, săgetător. Văd că va trebui să faceți față unor provocări în săptămâna aceasta, unor discuții în contradictoriu. Poate veți avea nevastă așa o săptămână mai agitată, dar apare rivalitatea în dragoste. Deci bănuiți persoana iubită de infidelitate. Apar suspiciuni, apar discuții, probleme în relația sentimentală și de aici discuții. Teama de a nu pierde persoana iubită. Dar sunt și foarte multe minciuni, de aceea este indicat să așteptați și să vedeți ce va fi, pentru că vor fi și anumite discuții între patru ochi care o să vă aducă o clarificare, o să vă aducă un răspuns sau o rezolvare la problemele pe care le întâmpinați. În cazul doamnelor, văd o săptămână destul de sensibilă când vine vorba de dragoste, dar și starea prin care veți trece dumneavoastră în săptămâna aceasta nu este una extraordinară. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem un 3 de bâte, din nou semne de foc, berbecleu, săgetător. Un drum sau o discuție cu persoana pe care dumneavoastră o iubiți, care vă pune pe gânduri și aici apare ca o provocare. Cred că vă cheamă la el, la ea. Persoana. Și nu știți ce să faceți, să mergeți, să nu mergeți, nu știți ce intenție are această persoană, ce are de gând. Vă cheamă să discutați ceva și tot așa, simțiți totul ca pe o provocare, nu știți ce va fi, cum va fi. Dar va fi o discuție cu succes, chiar dacă apar anumite gânduri aici și anumite nesiguranțe aici, să știți că apar și anumite situații frumoase pe partea sentimentală, e ca un ajutor, e ca un sprijin moral, cineva care vă răspunde la anumite întrebări pe care le aveți. Să știți că poate vă tensionează, vă provoacă anumite situații. Și asta pentru că apare instabilitate, apare confuzie, apar anumite complicații cărora nu știți cum să le faceți față și gândurile pe care le aveți, dar totul este cu noroc. Ce surprize vă așteaptă? Aici avem un doi de spade. Nu este o carte tocmai pozitivă pe poziția surprizelor, dar înseamnă că veți lua o decizie. Înseamnă că veți înțelege anumite lucruri și lucrul acesta o să vă bucure sau puneți stop unui conflict, unor neînțelegeri, unei relații chiar pe care nu mai suportați. Poate fi și lucrul acesta, poate unii dintre dumneavoastră sunteți într-o relație cu o persoană pe care pur și simplu nu mai suferiți. O persoană pretențioasă, o persoană mofturoasă, o persoană care tot timpul cere mult, prea mult de la dumneavoastră, dar nu oferă mai nimic. Sau veți fi surprinși de atitudinea cuiva care v-a părăsit la un moment dat, revine și lucrul acesta vă pune un pic pe gânduri că nu știți ce intenție are, de ce s-a întors, ce vrea. Să fiți atenți la ce vă spune și să puneți întrebări, bineînțeles. Acolo este vorba și de o rană în anumite situații. Dar văd că pe persoana iubită sau persoana iubită nu se simte bine fără dumneavoastră și foarte posibil să auziți aceste lucruri, că nu este bine, că suferă și să vă bucurie, dar să fie ca o surpriză că dumneavoastră nu v-ați fi așteptat sau nu v-ați fi gândit că acea persoană chiar să sufere sau chiar să fi pus suflet pentru dumneavoastră.
Posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemeni în balanță, vărsător. Dacă vor fi să nu împăcări în săptămâna aceasta, aici avem cavalerul de bâte. E o persoană plecată la un drum, probabil, sau o persoană foarte impulsivă și despărțirea aceasta a venit așa pe nepusă masă. Vă lua prin surprindere, nu ați știut cum să reacționați sau de ce s-a întâmplat. Cred că unii dintre dumneavoastră nici acum nu realizați ce a provocat despărțirea asta, de ce acea persoană a plecat pur și simplu din viața dumneavoastră și nu mai știți nimic de el sau de ea. E o persoană foarte imprevizibilă și impulsivă. Posibil să fie tot un semn de foc, berbec, săgetător. O persoană matură, o persoană care are o funcție importantă. Poate să fie vorba de o persoană căsătorită și dumneavoastră nu ați știut și înainte să aflați acest aspect, el sau ea v-a părăsit. Este o perioadă liniștită, dar nu vă convine ceea ce auziți. Adică dacă ar fi să vă împăcați, trebuie să acceptați anumite lucruri și nu cred că vă doriți. Deși văd că este vorba de o persoană care știe cum să pună problema, știe cum să vă întoarcă sau să credeți tot ceea ce vă spune. Vă vine în casă, poate persoana iubită, dar aveți așa un gol în suflet pentru că a fost o despărțire dureroasă. Pentru dumneavoastră, cel puțin, a fost foarte dureroasă și ați rămas așa cu un gol în suflet, cu o rană deschisă. Dar aveți ocazia, începând cu această săptămână, nu neapărat să se întâmple în săptămâna aceasta, poate să se întâmple undeva până la sfârșit de an, să aflați răspunsurile și să vedeți dacă vă mai doriți această împăcare, această persoană sau nu, sau vă vedeți de drum. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros, avem un 8 de spade, care aduce un blocaj emoțional, lipsa comunicării, o nesiguranță, o neliniște sufletească, poate persoana de care v-ați îndrăgostit nu mai vrea să comunice, dar cu toate acestea văd o relație pe termen lung. Deci dumneavoastră simțiți că ceva nu este în regulă, pentru că această persoană v-a fost fidelă, adică fidelă în ce sens? V-a spus tot ce se petrece în casa lui, în casa ei, ce are de gând pe viitor, aveați încredere unul în celălalt, dar ceva se întâmplă în săptămâna aceasta, de rămâneți așa fără cuvinte. Poate vă simțiți neputincioși în săptămâna aceasta. Pare fi și o depresie, să știți, chiar dacă aici cred că nu vă mai convine situația, relația cumva, cum merge de acum încolo, dar ceva vă oprește. Vreți mai mult, nu vă mai mulțumiți cu ce aveți în momentul actual și aveți tendința de a vă izola sau în același timp poate fi vorba de persoana iubită care se află într-o altă relație și și dramatizează toată situația aceasta sau se victimizează, apare și o teamă și foarte multă confuzie, să știți. E ca o dilemă, nu înțelegeți, adică pe de o parte lucrurile evoluează foarte frumos și foarte frumoase, pe de altă parte apare blocajul acesta, închisoarea aceasta imaginară, vă dați seama, e ca o pedeapsă și dai foarte multă disperare, deci nu este o săptămână ușoară, se vor întâmpla anumite evenimente, veți simți răceală în relația aceasta. Și lucrul acesta nu vă convine și comunicarea va fi mult mai vagă, mult mai puțină ca înainte, explicații prea vor mai fi, poate să apară și un mic conflict, o mică discuție care să aducă o pauză în relație, o stagnare. Oh, se cere mai mult, se cere mai mult. Pentru persoanele singure avem un 7 de cupe. Aveți variante, aveți posibilități, întâlniți persoane în locuri publice, dar parcă sunteți foarte atenți. Văd că veți întâlni o persoană singură sau divorțată care vă cam pune pe gânduri. Această persoană vă poate schimba viața. Cred că aveți o poveste asemănătoare și aici apare curiozitatea, doar că observați de la bun început faptul că această persoană este foarte posesivă sau foarte geloasă.
Și nu știți sigur, nu știți sigur dacă vreți să vă aruncați în povestea aceasta sau mai așteptați un pic. Pentru că din câte pot observa, nu vă grăbiți. Unii, nu zic toți, unii dintre dumneavoastră nu vă grăbiți să formați un cuplu acum. Mult succes pentru cei singuri, văd undeva în decembrie sau într-o lună de zile, văd că viața vi se va schimba radical și întâlniți, de exemplu, dacă lucrați în spital, unii dintre dumneavoastră acolo vă puteți cunoaște jumătatea. Sau, da, vă întâlniți la o clinică sau vă întâlniți la o instituție mai mare. Că văd că e ca o supărare și acolo vă întâlniți, dar văd foarte multe lucruri în comun cu persoana aceasta. Momentan încă analizați, puneți în balanță, nu sunteți deciși cu ceea ce va urma și nici nu sunteți încrezători. Că aici apare situația aceasta de neîncredere, nu puteți să vă aruncați așa cu capul înainte, chiar dacă apar persoane care vă încântă. Pot fi și semne de apă, rac, scorpion, pești. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!